Mai departe, în operațiuni depozit, avem mai multe categorii. Avem opțiunea, avem secțiunea NIR, unde aș vrea să vă, să vă spun că pentru fiecare operațiune s-a luat măsura și decizia de în momentul în care accesăm această secțiune, să selectăm după depozitul nostru. Deoarece în sistem veneau foarte, foarte multe informații și rula foarte greu. Nu cred că este o problemă că vă duceți în IR, vă selectați depozitul 2 și vedeți ce NIR-uri aveți în acel depozit. Dar nu le vede niciun IR. Toate avizele, am dat peste 100 de avize, nu vede un aviz în IR. Nu există. N-ați dat butonul caută. Ia, apăsați butonul caută. Butonul caută, nu dați. Da, trebuie apăsat butonul caută. Apăsați butonul caută. Deci în momentul în care intrați în NIR, aveți exact interfața asta, nu vă arată nimic. Dacă dați caută, o să vă aducă rezultatul. Ia să vedem, chiar sunt curios. NIR în tranzit. Nu, o secundă, s-a fi pe report. Sunt avizele, care sunt în tranzit spre dumneavoastră, le puteți vizualiza din web. Termenul NIR tranzit e o aberație, pentru că nota intrare, recepție în tranzit sau cum neapărat. Nu e o aberație, dar e... Termen, era corect să fie marfă în tranzit. Marfă în tranzit. O schimbăm, nu e asta o... Exact de asta și spus-o, că sunt lucruri, cred că, mai ușor de schimbat în sistem, prin un text. Marfă în tranzit. Să fie pe înțeles. Dar el este bine aici, pentru că vedeți dumneavoastră sigur ce vine în depozitul dumneavoastră. Adică vedeți dinainte informația. Eu zic că este ok, că mulți au spus că nu este ok. Eu, din punctul meu de vedere, este ok să fie. Ok, schimbăm un... Marfă în tranzit. Sau poate vinerurile din NIR tranzit se arată în NIR. Nu vă arată? Și sunteți în producție? Sunt în producție, precoz. Deci nu îmi repor, aici îmi repor. Păi nu sunteți în producție. Nu, asta nu, nu că nu mai era atent decât două avize. Unul e ok, unul a venit pe drum. Și nu mai e nouă de azi? Nu, l-am găsit la seară, că la 11, nici garda nu l-a găsit. L-a găsit în operație în depozit. Dar nu i-a scăzut din soc. Am înțeles. Deci, am aici și se poate verifica. Deci, n-am niciun nici și am peste 100 de avize pe iată. Îmi repor. Vreau să intru pe mediul de producție. Dacă ei, cum spuneți dumneavoastră, nu, asta e o problemă, dar nu... Haideți în cazul dacă ești și verificați, vă dau firma și verificați dacă este să vedeți acel aviz. Mă rog că am listat avizul, l-am exclusat. Îl văd decât în o operațiune de depozit de registrat. Am plecat către un destinatar și un transportator consumat. Am înțeles. Stați puțin. Aici trebuie să ridicați cel care primește marfa. Dar dumneavoastră, ca să-i vedem, că a primit marfa. Nu, nu era ca de vedea nimic. Aici era ca după am pierdut un aviz. S-a întâmplat la mai mult. S-a întâmplat mai mult. S-a întâmplat și la aviz. Da, dacă a plăcat cineva pe drum, omul ăla, cu toate că avea avizul exportat, conform l-a găsit. Acum, o variantă ar fi ca fi, în momentul s-a creat acel aviz, la terminat adaugat, zic, tip avize proprii și ai putut de export. Dar nu mai există niște avize proprii, deci să nică ei. Deci, dați de exemplu, s-a creat avize proprii. Suntem pe mediul de producție, da? Am selectat o companie care știu sigur el că și-a făcut NIR. Am selectat depozitul și dau pe caută. Într-adevăr, aveți dreptate. Colegul nu le vede, nu vede nimic, e zero. Da, dar ieri a arătat, astăzi. Deci, nu, imediat mi-a arătat și mie 10 minute, l-am văzut, după nu mai văd nimic, adică contravenitoarea e varză. E o problemă majoră asta. Da. Poți să-i dau caută de cât ce vreau eu. Ieri chiar l-a arătat, asta. De acord. Ieri am văzut și eu funcționa. Ați așa că sunt în altă parte, nu sunt unde trebuie. Către persoană fizică? Nu, către o firmă care e non-sumar. Vă trimit avizul, că l-am salvat. Ok, o să verificăm și asta. Dar ați văzut, NIR-urile apar. Da, ok, e... da. Asta e o situație care nici nu știi cum trebuie să o lucreze.
Da, interesant. O să vedem. Asta a fost un aviz făcut în baza avizului ieri de către Ocol ca să intre marfa în depozit. Da, e ok. Dacă pare poliția, am înțeles. Numai că ieri au fost foarte, foarte multe care au rămas pierdute, au rămas agățate. A apăsat butonul de finalizează, n-a putut să mai facă intrarea. Sunt chiar multe, multe situații de genul ăsta. Eu sper că astăzi au fost rezolvate în actualizarea aplicației. Așa ne-au confirmat colegii de la STS. Mai mult de atât o să vedem în decursul zilei de astăzi. Deja sunt peste 200 de mesaje, nu știu să mai răspund la ele. Cum să răspund. În regulă, haideți să continuăm. Aș vrea puțin să, dacă îmi permite, să trec repede prin acești pași și vă notați întrebările și să răspundem ulterior la ele. Știți da. Că altfel ne întrerupem și nu cred că vom putea face mare lucru dacă tot sărim de la subiect. Deci Niro, într-adevăr, aveți dreptate, nu... Sincer să fiu și mie, mi-a scăpat. Eu am verificat în Prod, am văzut că arată... Am uitat, dar n-am văzut că dar ar trebui să arate și aici, pentru că de asta a fost detestare, să vadă omul și vă duce în eroare, nu. În fine, trecem peste tocare. Ia să intră. Nu cred că iar m-a devocat. După cum ați văzut, fiecare operațiune are cam aceeași interfață în primă fază, adică vă arată un minim de informații în interfața de căutare, dar dacă mergem pe un depozit, începem cu o sortare. Ia să vedem dacă am făcut vreo sortare, dacă nu putem face acum. Haideți să facem pe acest depozit nou creat. Facem operațiunea de sortare din lemnul rotund, avem 500 de metri cub, sortăm un lemn de foc, încă 100 de metri cub și adăugăm la sortare, deja ne spune stocul sortat de 100, ne arată în interfața de căutare. Deci, așa apare și la anumit de ce aici, nu? Avem operațiunea de... Am spus 500 de metri cubi. Da? Trebuie introdusă toată cantitatea de lemn rotund. Sau poți să pui 100 rotund și zi 100 lemn de foc. Puteți să introduceți pe măsură ce faceți dumneavoastră sortarea și aveți nevoie să cantitatea dați... Cantitatea necesară. Deci, acea cantitate de 500 poate să rămână 500 până aveți. Nu aveți sortarea făcută, nu puteți să emiteți aviz. Bun. Aici așa la sortare, deci pe pre-prod, noi nu le mai vedem după aia dacă intrăm toate, le ducem și să văd pe operațiuni depozit la general, unde sunt și avize, și debitări, și sortări, și procesări, și tot ce vrem noi. Dacă mă duc strict pe sortare, nu mai văd nimic acolo. Adică cum suntem în cum suntem acum? Să mă duc pe sortare, să văd că am făcut ieri o sortare acolo. Nu mai văd acolo. Trebuie să mă duc să iau, să răscoiesc 100 și ceva de file, să găsesc că n-am făcut o sortare. Nu, așa trebuie să vă arate. Nu înțeleg ce acum, că apărut nouă. Deci asta ar trebui să apară. Deci asta v-am spus. Este un minim de informații în interfață, în prima interfață, că era destul de complicat să arătăm 10.000 de rânduri. Aveți numărul procesului verbal, data în care ați făcut operațiunea de sortare și aveți butonul de informații. Pe fiecare operațiune vă spune clar ce a intrat, ce a ieșit. Sortiment, subsortiment. Asta nu vă arăta? Nu arată pe sortare. Mă duc pe operațiune de bodi și acolo mă arată. Pe sortare sunt acum. Nu? Dar faceți acum o sortare. Faceți acum o sortare. Ok, să fac acum. Nu, faceți acum o sortare. În producție? În producție să fac sortare. Nu e problemă, fac un întrepot. Și fiecare... Dar aici că nu permite. Da, fiecare operațiune are aceste... Vă arată la informație.
acum. Vă arată? Imediat. Sortare vă permite un orice depozit. Da, 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 imediat. Pe o secundă. Deci, suma la gen n-are legătură cu coordonat. Acolo, ca da. Ok, dar încă te vedeți, eu cred că e suficient. Sunt suficiente informațiile suplimentare. Dacă vreți să tipăști, mă știți cum e bani aia. N-aveți acum. Se lucrează. Lucrează băieții la foc continuu. Momentan există un buton export, nu, din punctul meu de vedere, este bun și ca Excel, poate vă ajută la calcule și așa mai departe, dar da, va fi proces, va fi proces verbal, veți selecta în această interfață perioada de la până la și aici o să mai vină un proces verbal în format PDF. Acesta este Excel-ul exportat. Vă ajută și ăsta, dar tot la toate Excel-urile exportate copiați-le în altă filă, că nu puteți să faceți nimic în acest Excel exportat. Și lângă acest buton, va mai fi un buton, exportă PDF. Da. Și o să vă exporte asemănător cu sumarul 1, dar ceva schimbări. Un PDF pe luna respectivă. La finalul lunii l-ați exportat și îl dați la contabilitate. Eu sper să termine cât mai repede. Noi l-am dat pentru ei. Mai mult de atât, mai mult de face. La sus. Nu mă arată. Deci nu mă arată. Asta spun. Nu vă arată în producție? Nu. Nu, le-am făcut în tot în record. Nu mă arată. După ce l-am făcut, îl văd acolo, da. După aia îi dau, mă duc la depozit, mă duc la depozitul respectiv, nu mă arată. Ieșiți acum din depozitul ăsta și intrați să vedem dacă mă arată. Dacă e aceeași spație și producție. În record am văzut. Da. Aveți dreptate, nu? Aveți dreptate, nu? A dispărut. Nu-i corect să mă duc, că eu am nici așa acum, acum am 107 file. Asta este o eroare. Da? Peste o lună o să am poate 3.000 de file. Ce fac frate? Mă duc să caut 3.000 de... Nu. Păi se găsesc soltare, care amestecă, cu debitare, cu procesare, cu tocare, cu mangalizare. Nu, deci în mod normal și vă promit că o să se rezolve cât mai repede, astăzi mă duc la STPS. Trebuie să vă arate în această interfață toate operațiunile de soltare. De debitare, de tot. Soltarea, debitarea, vă duceți pe debitare, mangalizare. Deci toate o să vă arate în această interfață. E o problemă, într-adevăr, observ și eu asta. Dar zilele trecute, eu știu, când am lucrat în preproducție, arăta. Nu le memorează, nu înțeleg. Probabil au făcut ceva cu leși. În fine, o să o rezolvăm, deci cât mai curând. Nu știu în producție, ați făcut careva dintre dumneavoastră în producție? Faceți acum în producție imediat. Faceți o sortare, să vedem în producție rămâne. Operațiunea de debitare, același principiu. Deci observați, aceeași interfață o avem, am ajuns la această interfață din mai multe considerente și în fiecare operațiune veți avea acel buton de exportă PDF. Pentru fiecare operațiune avem deja butonul exportă Excel, vom avea și butonul exportă PDF. Ne va exporta procesul verbal. Cu condiția să selectați, deci puteți selecta data început 1, data sfârșit 15. Exact în intervalul respectiv vă exportă PDF-ul. Dar el nu poate să fie mai mult de o lună. Deci va fi maxim o lună de zile. Calendaristică, selectați perioada a doua și tot așa, știți? Debitarea. Adăugăm debitare, fac. Aici vă arată, nu știu de ce, dar sper să o rezolvăm mai repede, vă arată toate sortimentele ce le aveți dumneavoastră în depozit. Adică, eu am și rumeguș, am și resturi de lemn. Apare un pic cam ciudat, mă, să-mi intre la îndebitare rumeguș. Știți, mulți și-au pus întrebarea asta, dar nu, sperăm să nu mai apară aici, să vă ducă în eroare. Sunt sortimentele dumneavoastră din depozit și dacă dați pe rumeguș debitare, oricum, nu vă arată niciun rezultat la ieșire. Adică, ele sunt puțin restricționate. Chiar sunt curios. Dacă în producție avem aceeași problemă, o semnalăm... aceeași problemă, da? Și dacă dați caută? Păi ce să dau caută? Că... Nu, dacă apăsați butonul caută, la fel? Da. Acum am găsit caută. A, deci apăsați butonul caută și...
Trebuie să pui ziua. Păi da, dar eu mai știu ziua. Când am făcut felul. Ele normal trebuie să le arate în interfața jos ce am făcut. Păi dar nu trebuie să puneți ziua. Dacă îi dați caută, vi le aduce, vă aduce toate sortările. Ar trebui să vă aducă toate sortările. Dacă puneți ziua în intervalul de D, atunci o să vă aducă sortările fix în acel interval. Nu trebuie să... Și vedem o înseamnă că în preproducție au făcut ceva, băieți, au mutat, repede pe baza de producție și au uitat să... Și la debitare, la fel, dumneavoastră știți, aveți un stoc, am 20 de metri cub în speța respectivă de buștean gater molit. Dumneavoastră știți cât intră în debitare, aveți un proces verbal intern, știți cât a intrat, aici în sistem declarați ce va ieși din acea debitare, nu declarați nicăieri unde îmi intră și ce mi iese. Dumneavoastră știți că ați introdus 20 de metri cubi astăzi în debitare, din cei 20 de metri cubi ne-au ieșit cherestele. Da, aici e puțin mai... Noi am înțeles-o. Dar e puțin pusă de amdoastră. Adică, păi frate, nu poți bag lemnul rotund 100 de metri, adică buștea gata în debitare 100 de metri, și scot 100 de chereste, știi? Că trebuie să plec de la coadă, adică, bă, cât am băgat? 150, da? Mi-a ieșit 30 de chereste, adică bag cheresteaua, bag omegușul, bag capetele. Poate aici ne explică domnul Muscă, domnul Ciprian, cum a fost gândit asta. Deci am văzut că le facem pătârtie. Da, le facem pătârtie. Și apoi introduș. Care a fost scopul de... A fost interfața așa, că zice așa în preluat. Ea a fost gândită pe intrări și ieșiri, fără operațiuni de depozit. Adică tu prindeai doar intrările și ieșirile și sistemul se făcea singur calcul. Dar am renunțat la modalitatea. Eu n-am renunțat, eu așa, nu să zic, am preluat. Adică... Ea a fost dăită fără operațiuni. Doar intră și ieși. Ați înțeles, e luată de la capăt, de la coadă cum poate de capăt. Eu știu perfect, asta zic, dumneavoastră aveți pe hârtie, cât am intrat? 20? Noi eu știu, Florian și colegul Adrian știe foarte bine referitor la depătare. Cum am cerut noi și cum este rezultatul. Deci, practic, el era un sistem inteligent care învăța să calculeze singuri pasuri de transformare. Și încet, încet, un an de zile, reușea să calculeze la nivelul fiecare care le facem. Exact. Noi am încercat să le explicăm acum la final. Au reușit ei să ne arate ceva, dar nu era ce trebuia și am rămas tot pe varianta asta, pentru că era mult mai greu. Nu este luat de la coadă sau de la un cap. E foarte simplu. În principiul la care s-a plecat. Interfața e fericită, într-adevăr. N-a depins de noi. Deci e foarte simplu. Ați făcut o debitare, scrieți ce va ieși din debitare. Nu e nici tanta lumei buși, tanta stângă, tanta anulat, tanta grindă, păturoaie, resturi, pătură, ce va mai ieși. Le treceți frumos, adaugă, adaugă. Nu-i adaugă debitare acolo, îi adaugă sortimentul de rezultate. Da, da, o vreau să facem sumarea lor și vă arată sus cât care s-a spus de probabil aceste denumiri în timp. Nu, eu mă refer la faptul că eu fac 100 de metri de bușean de vitare, da? Sunt 100 de metri de bușean. Din așa 100 de metri, când iasă 60 de cherestea, 20 de omebus, 20 de plătuare. Și am ajuns la 100, da? Eu când mă duc să fac debitarea, trebuie să fac 60 de bușean, să mese 60 de cherestea. Asta spun că e o inadvertență. Da. Poziția 1, 2, 3, 4. Le fac după aia de acolo, dar eu la poziția 1, ca să merg 100, bag bușean, frate. 60 și iasă cherestea tot 60. Înainte băgam bușean și așa. Bușean nu mai e, nu băgați bușean, nu băgați ce va ieși. Asta mă explică colegul acum. La poziția 1 băgați 60 de cubi de cherestea, la poziția 2 20 de omeguși, la poziția 3 20 de lăsuri. Deci, dumneavoastră, știți ce va intra în debitare. Da. Și știți ce va ieși. Aici declarați ce va ieși din acea debitare. Hai să trecem peste noi. E cumva... Asta spuneam voastră. E ok. Da, înțeles. Nu e. Oricum noi tot avem scris. Fiecare debitare are randament. O esență are un randament. Să nu fie prestabilite procente. Putem să spunem. Colegul nostru o întrebare. Transformarea lemnului de... Lemnul de foc, bușteanul de lemn de foc, lemn de foc magnetizat. Eu, de exemplu, am o instalație, nu e mare lucru, care, în care băga lemn de foc și scoate lemn de foc magnetizat. Totodată, tot timpul, am cerut și la gărzile forestiere, nimeni nu m-a lăvărit ce să fac și cum e corect să procedez. Îmi iese lumeguș, de fapt, îmi ies, această instalație are și un sortator de ăștii și mi-e să... Pășchiev. Așa l-am denumit noi. Tot timpul a trebuit să mințim când am vândut pe ăsta.
este de fapt de rășinoase și am avut noroc că avem și debitare de rășinoase. Nimeni nu a venit cu o soluție. Dacă toți suntem să facem un suman 2.0 cât mai complex, care să reprezinte corectitudine și tot ce trebuie, să luați în calcul și lucrul ăsta. Ok. Să putem să transformăm sau să facem un proces de debitare, nu spus, că nu mai putem numi debitare. Un proces de transformare a lemnului de foc în lemn de foc paletizat, unde să ne rezulte lume, uși și cine mai rezultă. Acum și pietre. Și pietre. Acum zic eu. Deci, în cazul dumneavoastră, nu mă interesează că e pus foc palet sau nu. Mă interesează doar că este scurtat și probabil crăpat. Cum îl așezați dumneavoastră? E treaba dumneavoastră. Nu mă refeream la așezat. Mă refeream la palet sau nu. La ce rezultă? Dacă în loc de debitare ne imaginăm că acolo scrie prelucrare primară, situația dumneavoastră se rezolvă tot acolo. Și băgați Bușteanu lemn rotund, lemn de foc, dacă ați spus că ne imaginăm că scrie prelucrare primară. A. Este același lucru? Dacă ne imaginăm că va apărea în loc de debitare, este prelucrare primară. Nu e aceeași treabă. Și în loc de unul bagă în banzic și în bicicleta lui și iese aici, în loc de la aerumeguș, la dumneavoastră suntem de foc la zona. Prelucrarea e cu totul altceva. Da, da, o să nu încă ministerului să le manipuleze cum dorești. Nu, problema noastră este cum să colegul că noi am mințit tot timpul pe ce facem. Adică să avem posibilitatea, alea sunt deja pierderi tehnologice, sunt care se pierd. Asta este ideea. Eu sunt convins că toți cei care sunt să spunem ce să la procesare, la procesare, da, putem să introduceți pierderi. E o problemă. La produsul finit. La toată lumea care a discutat despre sumarul ăsta vreodată și n-am înțeles. Produsul finit, da? Eu fac valor. Da. Da? Pe le dau cu aviz de cartof, că e chesteaul, e Mărgușul ăsta. 497, zice, care a fost înainte de, da, de codul Silvic. Trebuie... Din codul Silvic. Exact. Această modificare trebuie să o facem și noi în acest un program. Cât ca mai, cât mai da, urgent, ca să da, fie și în ajutorul dumneavoastră. Exact, exact. Cunoaștem, exact, cunoaștem da, problema, am semnalat-o, o avem deja trecută ca priorități. Deci și Romegușul, de exemplu, nu este aici. Care este considerat material lemnos. Da? Da? La produs finit îți rezultă și Romegușul. Ce faci cu el? Unde îl mai faci? Da, știm, cunoaștem problema. O să facem modificare la procesare, să vezi. Știm, dar acum, în momentul ăsta, nu putem face nimic. Absolut nimic. A spus domnul ministru că o lună o să fie mai indulgență, mai înaltă. Noi sperăm. Noi sperăm. Adică dacă vorba cu colegul meu, Adrian, managementul de corp își dorește treaba asta? Da. Varianta care am compus la mecatronul de la debitare, în loc de pune cu mecatronul nostru, da, să apare produs finit, a rezolvat probleme de la mai mulți de la masa asta. Da. Dar nu. Adică chiar ce ziceam de formirul un produs finit, da, după care dumneavoastră vreți să sortați toate scărturile și toate foile neconforme, vreți să le duceți înapoi în materialele noastre. Și asta ar prezuma că trebuie să fac o altă intrare de reciclare a unor materiale nelemnoase din care rezultă materialele noastre. Și deschid o nouă stradă cu un milion de probleme și cel puțin 10 coșmaruri. E adevărat ce spun. Păi, vă spunem că am încercat asta. Că n-avem, nu merge, nu se poate, vreau așa, dar nu spune nimeni cam cum s-ar face. Când întreb un proces tehnologic la derulare, toți sunt mulți. Mulți. Cât îi loc, cât îi de la, ce se întâmplă, cum faci cu foile, cum le tai, cât îți cade, ce faci cu așchile alea care îți rezultă cu foile alea, le torci, le duci înapoi spre o masă certificată, nu le duci, le folosești la plăci, nu sunt conforme pentru plăci, nu spune nimeni partea asta. Deși o cunoaște. La consum pierderi, consum propriu pierderi, ați mai întâmpinat alte probleme? Că, sau aveți anumit... Produsul finit. Da? Bun, să-i facem panourile, da? Da.
Eu aici acum le introduc eu, să nu le introduc, așa numai, să nu mă acabă bărăbă. Dau chiar seama consum, nu? O bag pe consum. Exact. Altă gestiune, din produs. Nu, nu. Chiar este respectivă. O scad pe consum. Pe consum. Da, da, nu-i pe pentru că o scad da. Toată. Nu scad cu meduşul și capetele de rând. Nu-i corect. Adică trebuie să am aici, așa, la adăugare sortiment, un alte situații, care eu acolo, nu știu, să-mi permită să pot să pun treaba asta. Că eu o scad toată chiar este aia, scad 200 metri. Dar consumul nu înseamnă tot ce se arde. Nu, 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 consumul nu înseamnă tot ce se arde. Nu ce arde. Producția unui consum de materie primă care e folosirea producția la rutinea unui soluție. De exemplu, plăcile de pal e produs finit, se arde pe produs finit sau pe consum finit? Nu pe produs finit. Nu scăză, de materie primă. Deci, doamna, trebuie ați înțeles. Da, 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 am înțeles. Adică, știi, să-mi permită, bă, frate, fac sau nu, să-mi fac, eu știu. Eu știu ce spuneți dumneavoastră, dar în acest moment chiar nu vă garantez că se poate rezolva în maxim 2 săptămâni cu siguranță. Nu, nu vreau să vă la sfârșitul lunii ca să putem să ne facem producția. Dacă o fac eu producția la sfârșitul lunii, mine e o nebună să trebuie. Eu știu ce... Celălalt program? Oricum, rugămintea mea este și domnul Ciprian este aici de față. Toate, nu știu, minusurile sau ce aveți nevoie, dumneavoastră nevoie, transmiteți-le prin domnul Ciprian. Da. Domnul Ciprian... Nu, fac un centralizator. Nu să fie mai așa așa. Eu vin să și domnul Ciprian ne generalitează pe noi. Firul ăsta de aici, de la protestare, scurnezi în viața reală, adică procesezi 100 cubi de terestea, care ieși 60 cubi produs finit, 10 cubi rumeguș, și 30 de cubi de resturi de lemn. Păi să ne întoarcem înapoi în gestiunile de materiale masive. La care avem cap de aici. Da. Problema e cum deci procesarea de ale alte. Că nu avem legături făcute. Procesarea este o gaură unde avem și s-a dus. Deci de făcut va fi mai greu. Vom căuta soluții. Nu avem ce mai greu. Și nu putem nici să facem sumarul, un fel de comandă pentru fiecare. Unul face bețișoare de înghețată și... Nu, decât altele. Adică nu fiecare produs, că fiecare ce face. De acord, că n-aveți cum, adică să vă apuntă asta. Bă, gata, acum, eu știu, până ce situații, nu știu, cum sunt altele, în care intră, în paranteză, explicat cumva, panouri, bețișoare, scaune, fiecare ce procesează. Asta e ca un coleg urma frustul la vizic, ca să vedeți ce înseamnă vizic, toată lumea visează că simplu. 182 de situații numai pe avizii. La asta nu am numărat, e complicat cu numărat. Nu știu să numărăm asta. Sunt posibile toate clipate. Știm, dar noi ne întâlnim pe viața gală și vreau să știm cum trebuie. O să fac macheta asta, este o soluție, să mai întâlnim o dată, că este o procesare. Știi? Suntea de mic cu o procesare. Și ce e rudă de mine? Păi 80 de mii de chestia. Păi de program? 10 de mecuș și restul. Și aia 80 lucrați toate rotine. Da, asta e singura soluție. Dar permite la digitare să fie chestia soluție? Da, permite, nu? Da, permite. Aia permite. Aia permite. Așa că și așa sumarul. Nu, dacă nu. Nu, așa sfârșitare. Sau cum a sfârșitare sumarul? Au fost găsite artificii și insulele. Au fost găsite, dar atunci am sumat cu mărbușul și cu resturile de lemn, mărbușul nu era la materialele noastre. Da. Și era cu amici de cartofi, era cu totul altceva. Da, el a apărut după aia. După aia, din noiembrie, da, octombrie. Da, da, eu cred că asta este întrebat. În regulă, deci... Sper că găsim noi ceva soluții și pentru procesare. V-a explicat colegul Adelian, e destul de complicat, dar noi sperăm să găsim soluții. Am găsit și în alte situații soluții, sperăm să găsim și aici soluția să fie favorabilă pentru toată lumea. La consum propriu nu cred că sunt probleme. Sau că fiecare asta e. Da. Și pierderile de asemenea, iar nu sunt probleme, că oferă posibilitatea să introduceți pierderile. La comercializarea cu amănântul. Aici am auzit... N-am făcut mai multe probleme. Nu oprește un pic aici. Aici? Nu a zis nimeni, tot de la masa asta, nimeni niciodată, că avem o altă operațiune de procesare care se cheamă răscare. N-am văzut-o. N-a comentat nimic. 400 de cubi uscători și țes 93. Exact. Că la procesă și vă nu se revoară că are 7%, 6, 5, 10, nu știu la ce. Deci nu merg. E mult scas. Cine te arată la procesă? Răgăm vă pierde. Cum faceți? Bași diferența, nu? Că dacă îmi permite. Ce
cineva mai devreme, colegul, cred, spunea să băgăm un buton să, și alte, pentru alte operațiuni. Ar putea să intre liniștit acolo. Și dai justificare, ce am făcut? 100 de metri, cum ai ieșit 93? Cine vrea să bani, te trage. Să nu ai curat, nu ai vândut. A, știi, da, știu ce spuneți. Bine, momentan se poate opera și la urmă. Momentan se poate rezolva și la pierdere. De ce nu zici că tot contabil? Nu avem o soluție. De ce e tot contabil? Știu. Cum ai ieșit asta? Reală se pot rezolva. Dar acele alte situații, cred că ar fi ideal pentru toată lumea. Nici cu aia dumneavoastră, dar există soluții tehnice. Efectiv. Acum mă gândesc la problema mea, că aș putea să fac lemnul de foc procesare și rezultă tot lemn de foc cu ceva pierdere. Cine vrea să mă verifice, să vadă că sunt de bună credință, îi justific cum am făcut și de ce am făcut treaba asta. Dar vedeți dumneavoastră, noi discutăm aici într-un grup și referitor strict la program, cum se face. Ar trebui informația asta să ajungă și la părți de forestiere, să nu avem probleme apoi cu ei. Bine, ar trebui să mergem la cele mai bine, de terminologice și de toate cele, pentru că ele sunt toate pe care ați văzut, că pe cum am discutat, pe unul din 70, pe unul din 90, că nu știu ce știi, că nu mai toate. Actualizat acel manual de pierderi tehnologice care e bun. Ăsta este și de toleranță. Nu are legătură cu fiecare dată tehnologică, da. Cu autoritatea publică centrală care răspunde de servicultură, da? Păi, bun, dar eu am pierderi tehnologice. Trebuie să reglementați acum la masa asta cum ce curând din mâine pe bunul Republicii. Nu, niciodată. Păi, suntem în filmul ăsta. La fel cum nu putem să intervenim asupra codului civic, care ne-a stricat fenșuiul și ne-a schimbat direcția în timp ce e deja făcut în programare. Acolo e legiuitorul și el a stabilit. Asta este problema cu care ne zbatem noi acum. Ne-am făcut niște lucruri, legiuitorul. Noi nu avem cum să fim supărați, dar suntem puțin nedumeriți. Am fost cel puțin o perioadă. Și a ieșit cum arată acum. Nu toate sunt remediabile. Toate care țin de autoritatea publică, care răspunde la sindicatură, sunt în curtea noastră. Însă avem și noi niște constrângeri. O sunt și foarte bine. Și constrângeri sunt. Nu, asta nu înseamnă că nu se caută o soluție. Problema este că toată lumea reclamă problema, nimeni nu are nicio propunere. Vă dați seama că în minister, la momentul ăsta, nu este nimic la problemă, nimeni. Nu știm cu coșciugile, cu scândurile, cu aceasta. Adică pentru mine, scândurile sunt la primul și s-a terminat. Poate că nu noi. Înainte existau echipe de renovare la nivelul Ministerului Vecinia de Mii, existau din nou echipă de asta. Trebuie mai spun să fac aceste, să meargă în fabrii de prelucrare, în fabrii, să meargă în pădure, să vadă. Și acolo, pieserile, ca să facă niște sănătate, să targați și niște consumă tehnologice care să fie unitare pentru toată lumea. Plaja este atât de largă și de nivelul de vilaj și de nivelul la care te găsești, încât vă dați seama că eu am fost, nu știu, ultra surprins, de constatare, sunt acum, la care nu rezultă în ploaie. Când ai de ploaie de cine de cine toată pe loc, cine e un zic, îmi bagă, bagă și se preze și iese de cultură și vrea să vă rog. Haideți să continuăm. Deci am zis că o parte din aceste pierderi le puteți opera în secțiunea pierderi cu siguranță. Nu cred că mă încurc pe ceva la ora actuală să le dă pierderile, să le declarați aici. O să faceți procesul verbal și le declarați pe lemnul rotund sau lemnul de foc sau pe ce am avut, pe cherestele. Dacă am avut pierderi. La fel. Declar cât am avut. Bine, scrie volum procesat, dar e volum pierderi. Aia. Înțelegeți? Deci, ia interfața făcută. Eu știu ce spuneți dumneavoastră, da? Nu. Noi o înțelegem, dar găsiți-vă că la rândul ăsta avem angajați. Păi nu, dar o altă. Luați interfața pe internet și corectați-o. Și vă dăm corectată. Eu asta v-am spus. Păi, Andrei știe. Da. Le știe toate, nu avem ce să mai dăm noi. Păi, da, dar gândiți-vă că și eu le-am preluat. Adică da, sunt de puțin timp și eu nu pot să fac acum să intru să fac modificări, indiferent, dar în timp, eu sper să rezolvăm și de asta v-am spus. Găsim soluții pentru fiecare. O discuție pe care la prețuri de plătite, cât de cele mai multe ori chiar o factură. Nu ne interesează, în esență, să vedem prețul acolo, se poate dura, dar volumul exact și sortimentul cu care am intrat. Ne uităm la PDF-ul ăla care se încarcă.
La mijloc, plus loc de transport, vedeți că avem un simplu, un aval feroviar, auto, nu număr, nu nimic. Dar sunt la fel, intrarea pe grupă de specie, specie, cantitatea, am adăugat, în acel moment, gestiunea noastră s-a încărcat cu volumul respectiv. La extracomunitar, eu nu am depozitul pe extracomunitar, dar la fel, avem, de câte observați, un buton de corecții, corecții volum, depășire volum. Asta este pentru o pare în partea. Pentru dumneavoastră, da. Dar care, dacă parte din dumneavoastră aveți treabă cu locul recoltării, cred că sunteți, da. Care aveți, da, și firme, da, de exploatare, în situația în care s-a depășit volumul din actul de punere în valoare, volumul brut, conform HG497, se face un proces verbal pentru depășirea volumului, proces verbal încheiat între agent Ocolul Silvic și Garda Forestieră, se avizează de Garda Forestieră. Cu cât s-a depășit, se menționează în acel proces verbal, în funcție de sortiment și tot inventarul. Se face inventarul propriu-zis și acel proces verbal se introduce în sistem, la corecții volum. După acest plusuleț, o să selectăm, aici va apărea ca și depozit actul de punere în valoare, dacă sunteți dumneavoastră emitent, da. Și pentru acel act de punere în valoare, pentru avize, și introduceți procesul verbal. După ce ați introdus procesul verbal, acest volum se adaugă la volumul actului de punere în valoare. Mai e o situație. Spuneți. Bun. Asta e situația în care am plus. Dacă am minus. Dacă aveți minus, acolo noi nu facem corecții. Faceți dumneavoastră cu direcția silvică. Păi cum fac? Noi nu vă obligăm să vă închideți cu actul de punere în valoare. Nu mai vă obligă nimeni. Dar nu v-am obligat niciodată. Nu știu de unde e asta cu obligația închiderii actului de punere în valoare. Că dacă ne uităm și facem o statistică în sumarul 1, 99,99%... Bine, nu s-au închis, dar s-au închis pe 94, 95, 96 aici, adică majoritatea. Sunt închise, știți? Și atunci, da? Aia e realitatea din teren. Adică poate să iasă plus, minus 15% din actul de punere. Dar aici intervine contarea problemă. Când am plus, vine Ocolul, face procesul verbal, dau la carte, mă pune să plătesc. Când am minus, când dă banii înapoi? Aici ar trebui să fie altă treabă. Nu ține de minister. Dar... Știu, nu. Asta a fost așa ca și paranteză. Putem să facem corecția și pe partea. Ce puteți face? Păi, nu putem face nimic altceva că HG-ul prevede doar spații, rezultatea spațiilor cu volumul cu plus. Dar cele minus nu sunt preuți de HG. Plusul se registrează, minusul se plătește. Pentru măsură contabilitate, e tot vremea totalitarismului în România. Am vorbit de rapoarte. Poate fi completat cu inventar o dată pe an. Deci, pe ce își pot face inventar o dată? Eu mă dinamic, prin finanțele, inventar. Cel puțin dată în cadrul unei exerciții financiare, se face inventarul conform ordinului Ministrului Finanțelor. Și poate să nu pice că e stocul din depozit plus minus. Am înțeles. Adică aș propune să fie acel 2% pe volumul luat într-un an, să-mi dea voi, domnule, nu am 1832 de lei, am 1830. Okay. Justificat prin am rulat extrem de mult, atât am cursat. Toleranță. Toleranță. Să pot să intru să zic, băi, în ianuarie, la 1 ianuarie, la 1 ianuarie, mă încadrez în acea marșă, inventarul anul din al Ministrului Finanțelor. Pot să fac. Dar iar aici discutăm de niște contracte mai care la rând, dacă la după un an, pe după asta scade și până la 2 lei. Avem contracte efectiv, avem un rotund. Da, iar intrăm pe discuție care iară pe la ministerul. Dă poate și bădeam de parte la transport. Dar știm, de aia la greșe, dar avem la greșe, la treabă, la probleme de zi, de pozit, în timp ce trăiente, de care sunt orice. Haideți să încetăm să mergem. Ok. Hai să continuăm. Deci, sper că ați înțeles. Da. Că modelul de proces verbal este în HG497. Da. O avizează Garda Forestieră, crem în proveniență, bineînțeles. Trebuie să-l plătiți, nu? Ca să... Da, ok, intrăm pe secțiunea avize electronice. La avize electronice observați și știți foarte bine că avem și filtrarea vizei electronice, avem opțiune de căutare, da. Și avem și acțiuni. Care interesează după destinatar. Da. După beneficiar sau destinatar. Exact. Puteți căuta și după statusul avizului. O să intrăm în... O să vă arăt în producție cam câte sunt cu statusul expirat de ieri.
deoarece multe au fost finalizate înainte de a fi predate și au rămas agățate statusul expirat. Deci n-au fost confirmate. Deci treaba e în felul următor. Dacă avizul a fost transmis către beneficiar și a fost acceptat manual, o să apară ca status acceptat manual, poate ați văzut asta. Da. Ia să vedem. Avem toate statusurile, uitați-le. Înregistrat, în tranzit, respins, acceptat, confirmat manual și automat. Automat se va face de către sistem. În momentul în care la... Ce situație este automat? În situația în care transportați cu un transportator neprofesionist, exact. Un consumator casnic tot neprofesionist, de exemplu. Să accept automat de la emitere. Exact. Da. Nu mai necesită o confirmare. N-are cine să facă. Și expirate sunt aceste, tocmai v-am spus, ieri au fost foarte multe, cele automat care... Automat a zis, nu-l văd. Bun, vizite, ești atât. Confirmat automat. Ce se întâmplă cu cele expirate și de ieri care sunt în fază aplicației? Păi aici o discuție și ar trebui să o lămurim astăzi, dar vreau să termin puțin. Da, hai să nu și revenim. Da, bine, multe, avem multe statusuri pe aviz, confiscat, anulat. Păi ar putea fi un lucru, respins, în curs recepție. În curs recepție? Da. Deci este timpul. Știu ce spuneți. Primirea avizului la depozitul final, așa, și acceptarea mărfii la naval durează câteva zile. Marfa aia rămâne în aer. Nu este nici în tranzit, nu este nici la mine. Și cum? La dumneavoastră, de la momentul acceptării. Păi nu am acceptat, asta vreau să spun. Nu am acceptat. Dacă n-ați acceptat, cum începeți descărcarea? Păi dar trebuie să o măsură ca să poți să accepte. Cum să accept descărcarea la 1000 de metri? Cum te scurgiri? Care valorează o căruță de bani? Dacă, dacă chiar valorează două căruțe de bani, vă trimiteți reprezentant la ăla care vă carte de marcă, de trampă. E foarte simplu treaba. În tranzit, în control. Controlul o să apară ca și status în momentul în care este deschis un control din aplicația sau un control de către un agent constatator, va avea acest status în control. El are o opțiune de a apăsa start control în aplicație. Foarte complicat din punct de vedere tehnic. Am înțeles, dar vreau să zic altceva. E un status, dar a rezolvat o problemă. Eu știu ce spuneți, că am mai discutat treaba asta. Am mai discutat treaba asta, știți. Rezolvă în direcția în care vreți dumneavoastră asta, cu așteptarea și faceți dumneavoastră în eu, și nu picați pe cantitate, îmi creează alte 100 de probleme la care nu am răspunsuri. Dacă marfa chiar este valorată, contează, vă trimite reprezentant acolo, la facem o pauză. Și am vrut să o facem, dar nu e posibil. Într-o 20 de ani, exact. Când de bani, cred că ne interesează. Apă la progresie, să se... Da, cu așa cum ești, nu poate să te exemplu. O lună jumătate, două luni. Deci, să fim un om la progresie, 20 de zile, în doi și care e efectiv. Pentru că v-ați treaba asta, v-ați și m-ați facă de aici? Nu. La, la, la bloc, de exemplu, se exploatează, se cubează un, un criterii pe era stacioată, îl ia corbatul, îl duce la malul Dunării și face o stivă. Stivă vreo 4-5 metri înălțime și lungă pe malul Dunării, aici 100 de metri, mai acolo unde mai găsim un loc, mai punem 100 de metri. Și se fac cei 7-800 de metri cum. Mai rămân vreo 20 de metri cum, mă trebuie mai loc la mal. Când vine nava, nava are un material de ducaj din grecuri mare, și a trebuit să-i spui și în care. Sunteți de la VLG, ăștia, da. N-am vorbit. Am vorbit la telefon. Am vorbit. Ok. Și cum să fac recepția? Trimit om acolo, în momentul încărcării. M-am duc și mă vrea soare, că e o stivă de 5 metri, poate să urci nimeni pe el. Grefor ia 6 buștene, da. M-a spus. Ia, are o linie pe care 300 de metri cu pe zi. Okay, mai mult durează mai negru, spun, cu remorcherul, să mult din nou. Nu înțeles, v-ați uitat pe HG497? Unde vorbește de cum să măsoară lemnul la articolul 14 acolo. Da, dar este cubat de sub piesă de mâini. Este cubat de cubat de furnizor. Știu ce să spune de unul. Este cubat de furnizor în momentul fasonării lui. Și după aia am plecat în corbat de șlabă la mar. În alea, o lună jumătate, lemnul se depreciază. Apare un buton care nu s-a văzut. Pentru dumneavoastră ar fi ideal un buton în momentul în care v-a ajuns marfa și îi dați în recepție și faceți recepția, după ce ați terminat recepția, îi dați acceptare. Cred că așa va. Adică asta e ca să am înțeles. Adică așa știm. Ca să nu rămâne marfa la aia. Deci, ce se întâmplă? După ce...
Știu eu ce spuneți, ca să confirmați faptul că a ajuns la destinație și nu este de ce. Dar e un camion, se face fabrice. E ok, am înțeles. Nu cred că nu este ok. Auziți, domnule, statusul ăsta de naștere. Și pentru alunul, să vedem dacă există diferențe între avizare și recepție. Nu să-l fac dacă i-am dat acceptare. Știu perfect ce spune. Și atunci știți ce se întâmplă. Se dau toate în acceptare, pentru că nu ai timp să faci. Și te trezești că la recepție e mai rău. Ascultați de mine, mai rău. Nu mai stai pe calitate, nu mai stai pe personal, nu mai stai pe nimic. Nu ai timp să te poți să le faci. Trebuie să-i dai așteptarea, că vreau să-l pun jos, să-l măsor. Aveți perfectă dreptate, înțeleg. Da, cred că s-a avut ceva cu sumarul ăsta, dar la altul care e greșită. S-a axat mult dezvoltarea și controlul pe partea de depozite și de procesări și de bine-mi și de mama dreapă. Noi trebuie să ne concentrăm să-l dezvoltăm acolo. Aici, n-ar mai trebui să fie treaba ministerului sau a gărzii turistiei, ce fac eu cu lemnul pe ce intră în depozit. Acolo intră legale, e treaba mea, e treaba fiscului. Iar poliția economică care mă verifică. Eu am făcut bine sau am înșelat statul cu ceva. Nu e treaba intrare, nu e doar la revedere. Nici treaba mea nu e, credeți-mă, nici treaba mea. Păi și atunci... Dar eu v-am spus. S-au schimbat atâtea anchete. Și domnul Ciprian știe. Adică au venit atâția, atâția, au fost atâtea idei la acest sumar. Și multe dintre ele idei bune, multe dintre ele idei mai puțin bune. Ce vreți să facem noi în acest? Nu știu ce spuneți. A descărcat 100 de curs după bază, după ce are acolo cu cabară. Dar vreau să vă zic o chestie, că se comunice se patru, deci este la ce are cu trebuie să apară. Da. Nu trebuie să vă zic o chestie acolo. Nu mai este un buton de refinare. Nu mai este un buton de refinare. Se poate face înapoi, vreau să duce înapoi. M-am avut cazul, iată să așa spune. Unde? Deci nota din țară de recepție scrie și conversul, are și conversul, Deci, ați observat, avem interfața de căutare și filtrare a vizei, exportăm, o să ni le exporte tot în același Excel. Haideți să ne oprim. Vă rog să ne auzim. După ce după aia, vorbim. Ok, ne exportă vizele, avem același format Excel, știți foarte bine, copiați în alt Excel ca să puteți face ceva cu datele.